Bună ziua, ne revedem la o discuție online despre de un subiect legat de coronavirus, de COVID, lucruri practice, răspundem la întrebări cât se poate de practice. Eu sunt Vlad Mixici, alături de noi mai este doamna dr. Ana Maria Apostol, medic primar ORL, și doamna Andreea Chițu, psiholog clinician și psihoterapeut. Vă reamintesc că ne puteți urmări live pe Facebook MedLife Cariere sau pe canalul de YouTube MedLife. Discutăm așadar despre un subiect unde probabil că părerea medicilor sau părerea expertului în politici de sănătate nu este una foarte simpatică. Tocmai de aceea sperăm ca doamna Chițu să reușească cumva să atenueze această lipsă de simpatie pe care noi va trebui să o transmitem. De ce? Pentru că discutăm de călătorit, în perioadă de pandemie. E foarte important că venim pe un fundal dintr-o perioadă în care am călătorit foarte, foarte mult. E important că probabil, de menționat că probabil în ultimii 10 ani niciodată românii nu au călătorit la fel de mult ca în ultimul deceniu. Deci, contextul este cumva foarte important în acest aspect. De ce? Pentru că întotdeauna atunci când pierzi ceva și impactul de a pierde ceva doare mai tare decât acela de a câștiga ceva, pierdem dreptul. Nu dreptul, dar pierdem libertatea de a călători fără niciun fel de restricții pe care am avut-o în ultimii mulți ani, pentru a câștiga o mai mare securitate de sănătate. Eventual, dacă nu pierdem această libertate de a călători fără restricții, ci totuși alegem să o exersăm, călătoritul în această perioadă este ceva mai dificil decât înainte de apariția pandemiei, nu doar datorită respectărilor regulilor de igienă, trebuie să fim atenți, să purtăm masca, evident, să nu mergem la petreceri la plajă unde e multă lume și așa mai departe, dar și din simplul motiv că există deja mai multe țări europene, cel puțin din Uniunea Europeană, care impun restricții pentru România sau cel puțin condiții. Acest lucru se întâmplă și pentru că România a devenit în ultimile săptămâni una dintre țările cu risc epidemiologic mare în Europa, alături de Suedia, de Portugalia și de anumite regiuni din Bulgaria. România este, din păcate, într-una din zonele cu o creștere galopantă a numărului de cazuri noi și rata de contagiune bazală a crescut în România. Cam toți indicatorii s-au dus în sus, cel puțin în ultima săptămână. Rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile în următorul timp, dar din punct de vedere al călătoritului, cum ne afectează asta? Păi, m-am uitat înainte de a intra live. Deocamdată, în țările care sosesc în România din țări ca Austria, Bulgaria, Belgia, Cipru, Croația, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Marea Britanie, Spania sau Ungaria, deci dacă venim din aceste țări în România, atunci în prezent nu trebuie să stăm în carantină sau în izolare. Evident, vorbim de persoane asimptomatice. Și asta cred că e important pentru cei care se gândesc să călătorească într-una din aceste țări. Le-am menționat mai degrabă pe cele care sunt destinații de vacanță. Le reiau din nou Austria, Bulgaria, la mare. Deci, dacă vă întoarceți din Bulgaria, nu trebuie să stați în izolare, în carantină. Repet, doar pentru persoanele asimptomatice. Belgia, Cipru, Croația, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Marea Britanie, Spania și Ungaria. Dar
Vestea proastă este că o parte dintre țările care sunt destinații de vacanță tradiționale pentru noi au început să introducă reguli sau restricții. Grecia este cel mai important exemplu. În Grecia, în prezent, pentru a intra ca român, e obligatorie completarea unui formular electronic cu 24 de ore înainte de a ajunge la graniță și, foarte important, prezentarea unui test COVID negativ efectuat cu maxim 72 de ore înainte de intrarea în Grecia. Cred că merită menționat că vorbim de teste moleculare, deci prin PCR, nu testele acelea rapide cu înțepătură care se fac pe stadioane. Motivele sunt evidente pentru că specificitatea și rata de exactitate a acestor teste este cea mai bună. Certificatele trebuie să fie completate în engleză. Se poate completa declarația aceea, se poate obține și un cod QR elegant pe telefon, dar a apărut obligativitatea de a prezenta acest test COVID negativ. Nu sunt deschise aeroporturile pe toate insulele, dar în general sunt deschise când vorbim de Grecia, dar nu pe toate insulele, deci e bine să verificați. Ca să precizez foarte clar, sursa informațiilor este Ministerul Afacerilor Externe. Datele le-am actualizat chiar în această dimineață. Belgia, de pildă, a introdus România în rândul țărilor din zona portocalie cu vigilență crescută, astfel că cei care vin din România în Grecia, deci dacă mergeți în Belgia, pardon, dacă mergeți în Belgia, vi se poate cere de către autoritățile locale să intrați în carantină sau să prezentați un test negativ. Acolo această decizie este la latitudinea autorităților locale. Ungaria, care nu e neapărat o destinație de vacanță, dar este o importantă zonă de tranziție. Ungaria a plasat România în rândul țărilor din zona galbenă cu restricții. Astfel, oricine călătorește în Ungaria va fi examinat medical la graniță și dacă nu prezintă simptome, deci dacă nu prezintă simptome, este obligat să intre în carantină pentru 2 săptămâni, dar dacă prezinți 2 teste negative efectuate în ultimile 5 zile la o distanță de 48 de ore, vei fi iertat de această carantină. Pentru cei care doar tranzitează Ungaria, ei nu pot sta mai mult de 24 de ore în Ungaria și pot tranzita Ungaria doar dacă nu au simptome și pot demonstra scopul călătoriei, adică să prezinte acte, hotelurile unde își petrec vacanța, în Austria, în Germania, în alte țări. Și foarte important, tranzitul se efectuează doar pe anumite trasee. Autoritățile din Ungaria prevăd inclusiv locuri de oprire și de alimentare obligatorii, deci n-ai voie să te oprești în orice benzinărie sau în orice refugiu. Țări care au introdus interdicție totală pentru români, deși nu mergem în vacanță în Lituania foarte mult, dar merită menționat, deci în acest moment românii nu pot intra în Lituania tocmai pentru a sta acolo, tocmai din cauza creșterii numărului de cazuri noi. În Norvegia, în același timp, dacă vrem să intrăm, trebuie să petrecem 10 zile în autoizolare. În Austria, iar o destinație importantă, se poate intra doar cu test negativ numai vechi de 4 zile. Certificatul trebuie prezentat în engleză sau în germană. Dacă nu puteți prezenta acest test negativ, e obligatorie autoizolarea 14 zile. Bulgaria nu impune izolare la intrarea românilor pe teritoriu, dar e nevoie să completăm o declarație pe proprie răspundere și așa mai departe. Nu mai trec prin toate aceste detalii, ele sunt interesante, le puteți găsi, vă recomand în special să consultați site-ul Ministerului Afacerilor Externe. Acestea fiind spuse, din punct de vedere medical, doamna doctor Apostol, ce trebuie să ne planificăm? Să devine brusc modelul tatălui sau mamei conștiincioase, un pic ipohondre, care
își umple o geantă cu medicamente înainte de a pleca în vacanță cu familia, devine un model pozitiv sau se recomandă ponderație sau mai degrabă să se pună accent pe anumite, pe anumite medicamente? Vă rog. Bună ziua, în primul rând, mulțumesc de invitație. Oricând, în orice vară, oamenii plecau cu bagajul de medicamente la ei, mai ales când pleci într-o țară străină în care nu ai acces la sistemul medical, la farmacie, la un medic, trebuie să pleci cu un bagajel la tine. Nu cu, într-adevăr, cu un geamantan plin de medicamente, ci cu câteva medicamente clasice pe care le folosești în simptome clasice și care pot să apară oricând, chiar dacă ești în vacanță, chiar dacă ești acasă. Deci și pacienții de obicei vara veneau la mine și spuneau: doamna doctor, scrieți-mi și mie pe o rețetă cu ce medicamente aș putea să plec și eu în vacanță să fiu liniștită că am tot confortul dacă se întâmplă ceva să am acces la medicamente. Și na, o să înșirui câteva din medicamentele clasice care, la care putem noi să apelăm că suntem în vacanță. În primul și în primul rând trebuie să avem antitermicele, pe care le știm cu toții. Nu am voie să le spun că sunt nume de medicamente, dar toți părinții, dacă au un copil cel puțin de 6 luni de zile, au trecut printr-un sindrom febril și știu ce înseamnă antitermic. Și trebuie foarte, e foarte important să știe să-l administreze. Un medicament se administrează pe kilogram corp, nu pe vârstă. Trebuie să întrebe ori medicul specialist, ori medicul pediatru să știe clar ce dozaj dă în sindromul febril. Febra apare, într-adevăr, și infecția cu COVID, dar apare într-o multitudine de boli, de boli respiratorii, boli digestive, un virus care pur și simplu a intrat în corpul nostru, a făcut un sindrom febril de 2-3 zile și a trecut fără nicio altă patologie. Dar copilul se va simți rău în acest sindrom febril și noi trebuie să-l catalizăm. De asemenea, enterocolite, nu? Păi da, enterocolitele, tulburările digestive, da. Dar trebuie să fiți atenți că mergem la mare, de exemplu. Este vară și mergem la mare și avem tendința să stăm toată ziua la soare. E, acel soare va produce insolație și va crește temperatura corpului și putem să facem un sindrom febril. Asta nu trebuie să ne panicheze. Da? Deci îl ținem pe copil într-o cameră cu o temperatură mai joasă și îi dăm acest antiinflamator. Acest antitermic. Un alt medicament de care avem nevoie este antiinflamator și antialgic, pentru că vorbim mai ales, de exemplu, de copii. Mergem cu copii în călătorie și putem să suferim tot felul de traumatisme. Cădem cu bicicleta, cu rolele și atunci trebuie să avem la dispoziție acest antiinflamator. Sau sunt o multitudine de infecții care pot să apară, mai ales infecții ale urechii, otitele externe care dau durere de ureche destul de mare. Și atunci îi dăm, și noi adulții și copilului îi dăm un antiinflamator și se rezolvă foarte repede acea durere. Suntem vara, în orice țară ne-am plimbat, există ambrozia. Ambrozia e o plantă sălbatică care se răspândește foarte ușor pe tot mapamundul și este o plantă foarte, provoacă alergii respiratorii foarte puternice. Și în momentul acesta eu recomand oamenilor în vacanțe, pe lângă aceste medicamente care catalizează sindromul febril, să avem și un antialergic la noi. Neapărat. Și în insolație ajută un antialergic și mai ales în alergii, pe care o să le detaliez mai târziu ce înseamnă o alergie, o rinită alergică. Apropo de enterocolite, într-adevăr, ne ducem într-o țară străină, nu cunoaștem mâncare, nu cunoaștem apa pe care o băgăm în noi și putem să facem ușor tulburări digestive, ușoare enterocolite și anume diaree, greață, vomă, vărsături și atunci trebuie să avem la noi în băgăjel, trebuie să avem și medicamente antidiareice, antivomitive și săruri de rehidratare. Și acestea sunt medicamentele cele mai uzuale care putem să le luăm. Deci antitermice, antiinflamatorii, antialergicele și medicamentele antidiareice și antivomitive. Și de asemenea am putea să mai avem și soluții de dezinfectare. Nu vorbesc de acum cu pandemia COVID. Acestea sunt de urgență, soluția de dezinfectare pur și simplu a mâinilor. Dar mai există soluția de dezinfectare a unei răni. Dacă facem un traumatism și o rană, avem la dispoziție, trebuie să avem betadina și alte soluții dezinfectante ale pielii.
Dar și pe lângă tot acest bagajel de medicamente pe care în general le aveam la noi, deci în mod normal ar trebui să le avem la noi, există acum în perioada asta a pandemiei, pandemiei cu acest virus, trebuie să avem la noi geluri dezinfectante, cât mai multe soluții de a ne spăla pe mâini. Tot felul de săpunuri, să avem la dispoziție săpun și apă și acea mască de protecție de care iarăși o să povestim un pic mai târziu. Deci trebuie să avem la noi mai multe măști. Masca de protecție se folosește, ne-ar fi utilă maxim 4 ore. După acele 4 ore ea se va contamina și nu mai are sens să stea pe fața noastră. Deci vă rog, luați-vă un pachet mai mare, un pachet cu mai multe măști decât ați vrea dumneavoastră, ca să puteți să le schimbați și eventual să dați și persoanelor din jurul nostru care nu au la dispoziție în acel moment măștile. Deci cam acest ar fi băgăjelul cu care aș pleca. Mai, doamna doctor, spuneți-ne legat de măști, când și cum știm că o mască s-a uzat și nu mai trebuie să o purtăm? Care sunt semnele pentru asta? În primul rând se umezește cu aerosolii care eliminăm noi, aerosolii umezi care eliminăm în momentul în care vorbim. Dacă stăm cu masca pe față și nu vorbim absolut deloc, am putea să o ținem mai mult timp pe față, mai mult de, hai să zicem, maxim 6 ore și nu avem contact cu persoane. Adică dacă ne plimbăm pur și simplu pe stradă sau pe plajă și suntem solitari, putem să o ținem mai mult și nu vorbim, putem să o ținem mai mult. Cu cât vorbim mai mult, se umezește masca și se încarcă cu aerosol umez și iarăși nu mai are eficiență. Sau dacă intrăm în colectivități mai mici și înghesuite și venim în contact cu multe persoane care sunt foarte aproape de noi, ei vor elimina către noi aerosoli care pot să fie încărcați viral și atunci aia se încarcă și ar trebui schimbată mai des. Putem să schimbăm și la 2 ore. Dacă stăm și transpirăm, de exemplu, suntem în colectiv, suntem pe plajă, la mini-petrecere și transpiră fața sub mască, atunci trebuie schimbată mai des. Am o întrebare și pentru doamna Chițu, care e o întrebare complicată. Ce facem dacă suntem un temperament mai anxios? E bine să spunem, decât să ne stresăm atât cu ideea de a face, Doamne ferește, COVID în străinătate, nu mai bine stăm acasă și ne facem vacanța la pădure? De ce nu? Până la urmă, fiecare decide asupra propriei lui persoane. Deci nu... Chiar trebuie să vă spun că nu doar pacienți, dar și persoane din anturaj au decis în felul ăsta să-și anuleze vacanța anul acesta. Ați văzut? Trebuia, de exemplu, să plece o prietenă în Grecia. Nu mai pleacă cu 2 copilași de 11 și 14 ani. Ați avut o creștere a cumva unui număr de probleme specifice din cauza acestei pandemii, ați sesizat așa ceva, sunt curios. Poate că n-are legătură neapărat cu subiectul, dar cred că e interesant. Cu siguranță s-a înregistrat. Inclusiv pacienți, cereri de terapie online direct, pentru că până acum făceam online doar la cerere, când un pacient pleca în străinătate sau delegații sau... Dar acum au venit cereri prin online direct, ceea ce a fost, e dificil așa totuși să nu iei contact cu pacientul deloc, chiar deloc, și să așteptăm perioada potrivită de a ne vedea și a ne întâlni. Dar un pic de legat de întrebarea anterioară, cred că dificultatea, că ok, o persoană e anxioasă, decide pentru ea însăși. Cred că dificultatea mare este când este într-un cuplu sau sunt copii. Și atunci nu toată lumea este la fel de anxioasă sau la fel de precaută. Sunt parteneri care au avut și dezbateri și sunt probleme de cuplu serioase în această perioadă, trebuie să vă spun, pentru că nu s-au pus de comun acord. Deci, apropo de vacanțe, nu mai zic de terase.
Da. Ce facem dacă, adică cum poate fi diminuată această anxietate în cadrul unor familii de acest fel? Cel care este mai anxios, cum își poate diminua anxietatea înainte sau în timpul vacanței? Există așa niște șmecherii, niște comportamente pe care și le poate schimba sau... Șmecherii, nu știu, nu dețin secretul acestor lucruri, însă persoanele anxioase, cu siguranță, în prima etapă în care toată lumea a fost bulversată, a crescut foarte mult nivelul de anxietate și s-au dezvoltat anumite comportamente. Acum, pe măsură ce suntem cu toții expuși la alte informații și am trecut în altă etapă, și că mai relaxată, aceste comportamente nu-și mai au loc, adică să curățăm și să dezinfectăm orice, oricând, oricât de repede, toate hainele să le punem în... Era acea schemă așa pe care toată lumea o îmbrățișa, așa trebuie să facem. Cred că ajustarea și un fel de derapaj controlat, dacă pot să-ți spun așa, apropo de vreun secret, ceea ce este foarte greu însă de obținut. Ce înseamnă derapaj controlat din punctul meu de vedere este a păstra anumite comportamente care ne asigură și ne, cum să zic, protejează, dar într-un mod în derapaj. Adică nu poți să impui complet. Da? Trebuie găsită acea punte de legătură cu un partener, cu copiii, cu. Dar trebuie să vă spun că este foarte, foarte greu. Adică întâlnirea aceasta dintre o persoană anxioasă și una. Și culmea este că se și amplasează partenerii parcă la polul opus. Adică ori e unul hiper-anxios și hiperprotectiv, și celălalt parcă este în ignorare și în negare. E, aici este foarte greu, într-adevăr, de ajuns la. Cred că undeva ponderat acest derapaj controlat al persoanei anxioase, în primul rând. Pentru că ea nu poate să renunțe la comportamentele de protecție pe care are nevoie să le facă ca să se liniștească, dar în același timp nici nu poți să-l înnebunești pe altul ca tot timpul și să nu mai iasă nicăieri sau să nu mai facă nimic. Aș putea să mai menționez eu ceva. Aș putea să mă amintesc, eu aș scăpa de anxietate dacă aș fi partenerul relaxat, spunându-i partenerului anxios că hai să mergem într-o vacanță mai izolată. Există zone izolate, cum ar fi, de exemplu, în România, există, mi-au spus mulți pacienți că au dus la Năvodare, unde s-au dus pe o plajă pustie. Deci așa am putea să echilibrăm, nu ne ducem în colectivități, nu ne ducem în zonele foarte populate. Ceea Există ce, zone... da, ceea ce poate fi și romantic, în loc de hai să Da. mergem în vacanță împreună, Da. hai să ne izolăm împreună. Cu atât mai mult. Deci Da, e o soluție. E o există soluție. zone și în străinătate unde putem să avem acces să nu fie colectivitate, să nu fie populate și ne ducem pe o insulă pustie și ne relaxăm. Avem nevoie de această relaxare mentală. Oamenii au stat foarte mult în casă. Au nevoie să iasă afară din clădire, din spațiile astea închise. Au nevoie să vadă soarele, în primul rând, și mental vor fi mult mai bine. Și iarăși pentru acea persoană anxioasă, i-aș spune, dacă tu știi ce măsuri de protecție iei, o să fii și tu mult mai relaxat. Și asta e rolul nostru al medicilor, să învățăm pe oameni ce măsuri de protecție. Nu trebuie să fim foarte exagerați, dar dacă știm când să purtăm masca, dacă știm când să ne dezinfectăm și nu intrăm cu foarte multe persoane în contact, atunci suntem safe, putem să mergem în vacanță liniștiți. Deci Da. așa aș anihila eu anxietatea Da, de unei exemplu, o persoane. altă, să zicem că mergem într-un hotel sau într-un loc unde există un lift. Chiar un pacient a pus această problemă și a găsit următoarea soluție: să roage ca persoanele, da, să urce singur doar cu familia, da? Adică să roage și să politicos să aștepte fiecare rândul de a urca în lift. Sau urcăm pe scări și facem și sport cu Sau ocazia asta și absolut, sportul duce da? la sănătate mai multă. Adică Există, există alternative, în mod sigur există alternative. vedeți, alternative. Da. Trebuie să fim open-minded, trebuie să fim deschiși la minte și există alternative într-adevăr.
Doamna doctor, o serie de întrebări foarte concrete. E vreun pericol să luăm coronavirus dacă folosim, luăm prânzul la all inclusive? La all inclusive e mai complicat că se adună mulți oameni într-o singură cameră și într-adevăr este mai complicat, de aceea nu s-au deschis restaurantele, s-au deschis terasele unde sunt mesele mult mai distanțate. Deci la all inclusive în principiu aș face, dacă aș fi șeful, patronul acelui hotel, aș face un fel de orar și aș lăsa doar un număr de oameni la jumătate de oră, adică nu i-aș lăsa pe toți să se îngrămădească acolo, aș face un mini program și aș distanța foarte mult mesele între ele. Da, la all inclusive e mai complicat, într-adevăr. Trebuie să spunem și că nu există date care să arate că coronavirusul se răspândește pe suprafața alimentelor preparate termic și a fructelor, dar în același timp, evident, că o persoană care strănută sau tușește din greșeală înspre brânza și roșiile și omleta mea poate să ne expună unui risc. Da, mai mare riscul este că colectivitatea, că vorbesc cu oamenii între ei, inevitabil vorbesc, se adună între ei și vorbesc între ei și mai degrabă așa ne-am putea infecta. Deci, într-adevăr, să găsim niște terase, să nu apelăm neapărat la all inclusive, și să găsim terase cu mesele mai foarte separate, foarte distanțate. O altă întrebare, din nou foarte concretă, este legată de folosirea piscinelor deschise, închise sau a scăldatului în mare, lac sau orice altă sursă de apă naturală. E cum, așa pe o scară de la 1 la 10, care e mai periculos? Evident, ne gândim din perspectiva coronavirusului și unde ne expunem mai puțin. Deci, cel mai periculos este piscina, într-adevăr. Și, sincer, aș zice că piscina deschisă față de cea închisă. Cea închisă, eu aș zice că este mult mai curățată și au acces mai puține persoane la ea. Acolo, colectivitatea e mai mică decât cea deschisă, unde mai degrabă vin mai mulți oameni și se face și pe o suprafață sunt mult mai, o suprafață mică, sunt mult mai mulți oameni decât în cea închisă. Deci, cea deschisă, aș zice că este cea mai periculoasă. Și cel mai safe este marea, că marea este mare și se distanțează și oamenii între ei și germenii din mare între ei se distanțează. Adică eu aș zice că suntem safe, suntem ok, protejați cât de cât în mare, dar să nu ne îngrămădim între noi, să stăm separați familiile unii de alții, să nuate separat. Vă pun o întrebare cumva provocatoare, pentru că sunt curios. Autoritățile recomandă deschiderea piscinelor în aer liber, iar piscinele închise sunt în continuare închise, bazinele acoperite. Da, din păcate ne-au întrebat și pe noi specialiștii. Că eu aș fi deschis invers. Deci piscinele, sincer, piscinele închise sunt mult mai curățate și au acces mult mai puține persoane în ele și a zice că dezinfectarea și a încăperii și a apei din piscină și a vestiarului este mult mai bună decât piscinele de afară unde se adună foarte mulți oameni. Bine, e în primul rând probabil legat de ventilația care trebuie să fie foarte strict asigurată în piscinele acoperite și că tot vorbim de ventilație, trec la următoarea întrebare foarte concretă. Aici umblă multe legende și mituri. Unde e mai ok, în avion sau în tren? Evident, mașina particulară e cea mai sigură. Dar în avion, acolo, că se tot recircula aerul ăla, asta nu înseamnă că o să iau coronavirus de la nenea care stă la 6 rânduri în fața mea, în timp ce în tren nu, pentru că merg cu geamul deschis? A, nu, și în tren putem să luăm. Nu, cel mai periculos este zona, încăperea care este cea mai mică. Da, deci avionul în principiu este cea mai mică încăpere și trenul este mai lung, este mai lat. Sunt cam în același range, hai să zicem. Dar faptul că deschidem geamul la tren, numărul de aerosol se ne produce într-adevăr pe geam și scade cantitatea numărului de aerosol față de avion. Deci avionul ar fi cel mai îngrozitor loc în care am putea să ne infectăm, pentru că e în spațiu închis pentru câteva ore și este și ventilat și se usucă foarte tare aerul și atunci, într-adevăr, aerosolii se usucă și pot să apară, să ne infecteze
mult mai ușor. Deci, apropo de anxietate, persoane anxioase, iarăși aș sfătui eu să meargă cu mașina personală, chiar dacă merge două zile la rând, decât cu avionul. Deci cel mai safe, într-adevăr, este avionul. Este mașina personală, scuze. Da, mi-ați dat o veste proastă, eu sunt un mare amator de avioane. Doamna Chițu, care ar fi măsurile așa de... Folosesc noțiunea asta pentru că e cel mai ușor de înțeles. Cum se acordă un prim ajutor în cazul în care cineva din familie sau din rândul prietenilor cu care suntem în vacanță face un atac de panică? Cum putem recunoaște din timp semnele și ce să facem dacă asta se întâmplă? Vă întreb pentru că bănuiesc că pe fondul acesta de stres crescut în ultimile luni crește și frecvența acestui tip de tulburări. Sigur. În principal trebuie să reacționăm nepanicați ceilalți. Da? Deci persoanele care însoțesc persoana care eventual trece printr-un atac de panică, trebuie să reacționeze cât mai liniștiți și relaxați. Există foarte rapid niște măsuri, cum să zic, de prim ajutor, dar care, mă rog, țin de un anumit fel de a respira, de a retrage persoana dintr-un mediu probabil activator, într-un mediu mai safe, deci de a-l izola, de a-l duce într-o cameră, da, într-un spațiu pe care îl recunoaște ca fiind mai sigur. Și ulterior, cu siguranță, trebuie luată legătura cu un medic. Nu există altă variantă. Da? Deci, în primă instanță, sunt niște măsuri așa de bun simț în care există așa numită tehnică de respirație, 5-5-5, 5 secunde inspir, pauză, 5 secunde expir, pauză. E un set. Pentru a, diminua oxigenarea creierului, care atunci într-un atac de panică este pe hiperventilație. Omul respiră foarte des, crede că o să moară, crede că o să îi se întâmple ceva. Da? Nu suflăm în pungă, nu respirăm în pungă. Da, sau respirăm în pungă. Sunt variațiuni pe aceeași temă, dar în principal este reglarea respirației, pentru că dacă ne reglăm respirația, putem cât de cât să începem să mai și raționăm. Persoana respectivă în momentul ăla este complet irațională. Deci orice tehnică de a-i spune, te rog, calmează-te, liniștește-te, nu o să pățești nimic, nu o să fie funcțională. Trebuie să-l oblindești, să înțelegi. Înțeleg că ți este dificil, înțeleg că ai o problemă, hai să vedem să ne liniștim. Știm ca să putem să-mi spui ce s-a întâmplat, da? Ce a determinat, ce s-a întâmplat. E vreun trigger, să aflăm trigger, să vedem ce se întâmplă. Și evident, cât mai mult calm și înțelegere, chiar cu vocea se poate regla în felul ăsta, și găsirea unui centru medical, pentru că altfel, na, un anxiolitic nu poți să-l iei fără rețetă. Chiar și... Care sunt primele semne care vestesc un atac? Deci, de este o respirație foarte intensă, transpirații, un vertij, da, o amețeală, chiar și tinnitusul poate să fie prezent, și o durere în partea aceasta. Tinnitus însemnând țiuit în urechi, da? Există o foarte mare presiune pe zona toracală și atunci omul se gândește gata, deci e inima, sigur o să mor, și intră într-o debusoladă și nu mai gândește rațional. Deci, plus că trebuie verificat, a mai pățit, e prima oară, pentru că persoanele care au mai trecut prin atacuri de panică reușesc mai ușor să treacă și să le depășească. E deseori descrisă și ca o senzație de moarte iminentă și... Da, acum o să mor. Da, și trebuie spus că... Da. Trebuie spus și că ajută în perioade de, evident, când se călătorește sau
pe perioada da, dacă, călătoriilor care sunt... Aș adăuga la lista, doamnei doctor. Da. Un anxiar. Sunt perioade care, deși înseamnă mers în vacanță, ar trebui să însemne relaxare. Într-un astfel de context, călătoritul e un factor stresor important. Tocmai de aceea se și recomandă introducerea unor comportamente periodice, ritmate, exerciții de meditație dimineața și seara, yoga, mișcarea iar ajută foarte mult în situații de acest gen. Sunt câteva... În momentul ăla nu funcționează nimic. Nu, înainte pentru a preveni, da, okay. Da, pentru a preveni, pentru a preveni astfel de manifestări. Altfel, și eu am constatat o creștere a numărului de tulburări din spectrul anxios în această perioadă. Absolut. Și există, confirmați și dumneavoastră. Chiar și legat de anxietatea de călătorie, uh-huh. Există acest termen în Reise Fieber, în germană. Deci exact asta este febra călătoriei. Ce da. Înseamnă? Că înainte de a pleca, trecem printr-un tablou simptomatic, vertigi, transpirații, deranjamente stomacale, iritație, nervozitate, parcă nimeni nu se mai înțelege cu noi, deși poate noi plecăm în vacanță și ne relaxăm, da? Uh-huh. Dar ce înseamnă? Ce ar fi în spatele acestui tablou simptomatic este, nu, ne deplasăm într-un loc necunoscut, deci nu avem harta mentală a acelui loc, nu știm ce ne așteaptă, știm doar un hotel, știm doar o stațiune, știm niște lucruri, dar foarte generice și foarte vagi. Uh-huh. Și atunci, până ne ajustăm harta mentală cu harta locului, această anxietate de călătorie chiar există, deci nu e glumă. Există această anxietate de călătorie. Doamna doctor, spuneți-ne ce măsuri trebuie de siguranță trebuie să luăm atunci când ne cazăm, când ajungem la hotel. Ne apucăm așa ca într-un film celebru și care a luat Oscar să... ștergem balustradă, clanță, tot sau nu e cazul? Nu, ne bazăm pe proprietar că o să facă acest lucru. Adică, în general, găseai, când ajungi la cazare, găseai casa curată și cazarea curată și acum, în perioada asta pandemiei, toți dezinfectează suprafețele. Deci ne așteptăm ca camera de la hotel să fie curată. Și în primul rând și în primul rând ce aș face prima oară când aș intra în camera și aerisi, să fie un geam deschis. Deci este foarte important ca să nu stăm în încăperi închise. E foarte important ca încăperea să fie deschisă, să fie cu geamurile cât mai larg deschise, ca eventual numărul de aerosoli contaminați cu orice virus care ar fi pe acolo să iasă din cameră. Deci asta aș face și m-aș asigura că am la baie să pun și gel dezinfectant și eu să am pur și simplu masca aceea de protecție. Alte măsuri nu ai ce să iei, adică sunt convinsă că proprietarul va lua și el măsurile lui pentru a asigura confortul clienților. Și apropo de acea anxietate, că nu știu unde te duci, este foarte important, uite, e rolul medicului aici, intervine rolul medicului în a-i spune omului sau pacientului că când va ajunge în călătorie, în vacanță și începe să aibă multe simptome similare infecției cu COVID, uite, începe să facă un sindrom febril sau începe să-l doară gâtul, să nu se panicheze și să intre în atac de panică, am infectat cu coronavirus. Este rolul nostru al medicilor să spunem că mai există o multitudine de boli care pot să dea simptomele din infecția cu COVID-19. Că eu aș zice că acum, în perioada asta pandemiei, de aici ar veni atacul de panică, că avem prezentăm unul dintre simptomele deja arhicunoscute ale infecției cu COVID și gata, avem infecție cu COVID. Nu! Deci de-a lungul anilor în vacanță, mi-au venit foarte mulți oameni din vacanță, pacienți, direct la cabinet, că aveau diferite simptomatologii, exact la fel ca cele din infecția cu COVID. Da? Deci dacă avem un sindrom febril, dacă avem o durere de gât, dacă avem tuse și chiar și tulburări digestive, asta nu înseamnă neapărat că suntem infectați cu COVID. Asta înseamnă că pur și simplu am răcit sau am mâncat ce nu ne-a priit și am făcut o enterocolită acută sau dacă avem nasul înfundat și ne curge nasul și avem lipsa mirosului, nu înseamnă că avem infecție cu COVID, ci înseamnă că avem alergie. Da, deci, într-adevăr, apropo de atacul de panică, ne-am liniștit după acele respirații, ne-am liniștit dacă am sunat un medic
și am spune ce simptome prezentăm și el este în măsură să ne dea un diagnostic mai clar. Deci avem și numărul unui medic în telefon și să putem să-l apelăm imediat. Adică că așa aș rezolva atacul de panică mai ușor. Sfatul medicului legat de o problemă aparent banală și neimportantă. Ce facem când ne cazăm la hotel? Acceptăm să vină personalul hotelier să ne facă curățenie în cameră în fiecare zi sau mai bine nu, ne facem noi curățenie ca să avem contact cât mai puțin cu persoane din afară despre care nu știu nimic? Păi n-am venit în vacanță să ne facem noi curățenie, că facem și acasă la noi curățenie. Sincer, aș accepta să vină personalul hotelului că trebuie să ne aducă anumite și prosoape, anumite lucruri de care avem nevoie și sunt foarte convinsă, adică trebuie să ne asigurăm că personalul care va intra în camera noastră să poarte mască și sunt foarte convinsă că va fi dezinfectat pe mine. Deci, sincer, am venit în vacanță să mă relaxez. Aș lăsa personalul hotelului să își facă treaba. Oricum, iarăși patronul acelui hotel sigur este responsabil și dacă unul dintre subordonați are prezintă simptome asemănătoare cu infecție cu COVID, are probabil că la început când intră în hotel îi ia temperatura și dacă are temperatura mai crescută a corpului nu îl lasă să intre. Adică trebuie să ne bazăm pe responsabilitatea patronului și să acceptăm condițiile lui și noi să ne relaxăm. Iarăși, apropo de anxietate, adică cu cât ne gândim că nu venim vacanță, fac eu tot, mă dezinfectez toate suprafețele și fac eu curățenie, pe atunci aceea nu va mai fi vacanță și ne-am stresat mai tare și nu ne-am relaxat. Deci eu m-aș baza pe responsabilitatea patronului că are grijă să dezinfecteze. Nivelul de toleranță al dumneavoastră este mai mare, dar pentru persoanele care sunt mult mai anxioase decât dumneavoastră, el aș recomanda din potrivă să nu-și facă, dacă asta este pentru ei acel nivel de derapaj controlat, da. Da? Și da. Asta îi asigură lui nivelul de anxietate cât mai mic și nu crește, ok, nu cred că se întâmplă nimic dacă nu ți se face curățenie 5 zile și îți strângi tu 3 prosoape și 3 haine sau nu-ți faci patul sau scoate. Adică trebuie să avem întotdeauna măsura faptului că oamenii sunt diferiți, fiecare reacționează în mod particular la aceiași factori. Pentru unul este mai puțin tolerant, dumneavoastră vă bazați pe faptul că patronul, oamenii care fac curățenie, altă persoană nici nu poate concepe lucrul ăsta. Deci nici nu poate concepe să dea, de fapt, controlul, că asta înseamnă, de-aia zic derapaj controlat, să dea controlul unei alte persoane care să aibă el în minte protecția lui. Nu poate, pur și simplu. Și atunci, în cazul ăsta, derapajul controlat ar fi, ok, ajungi într-un hotel, cu siguranță lucrurile au fost cât de cât aranjate, cel puțin la început. Dacă pentru tine este important și îți este mai bine să nu ți se facă curățenie, stabilești asta de la bun început și în felul ăsta ești mult mai ok. Trebuie spus și că, cel puțin conform regulilor și normelor de securitate și sănătate în muncă, proprietarii de hoteluri ar trebui să pună la dispoziția personalului mijloacele de testare pentru coronavirus, evident. În contextul ăsta îmi spun gazdele noastre de la MedLife că ei dau o mână de ajutor industriei hoteliere și au lansat o campanie de testare gratuită pentru personalul din industria hotelieră din România. Gratuită, e important, însă că este vorba de teste care depistează anticorpii IgG, deci dacă au avut infecția. E o campanie de testare gratuită în limita, citesc aici că e vorba de câteva mii de teste care sunt puse gratuit la dispoziție și testele se pot face în orice clinică MedLife din țară, precum și în 147 de puncte de recoltare la nivel național. Și în mod normal acest tip de relație între industria medicală și industria hotelieră ar trebui să devină regula
pentru că e foarte important ca industria hotelieră să fie protejată. Ei fac parte de altfel din acele categorii profesionale care ar trebui să aibă acces preferențial și rapid la testări. Ne apropiem de final, așa că o să vă... Eu mai am curiozități, dar o să trebuiască să le înghit deocamdată. De dragul celor care se uită la noi, uitați o întrebare interesantă legat de avion. Dacă purtăm o mască FFP2 sau 3, adică tip de acea mască cu filtru mai sigură, cât de mare mai este riscul de contaminare? În continuare rămâne avionul cel mai riscant mijloc de transport? Doamna doctor, ce știți despre asta? În continuare rămâne avionul cel mai problematic și cu cel mai mare risc de infectare, dar într-adevăr masca FFP2 sau 3 este cea mai bună și ne protejează cel mai mult, că nu mai intră, cele mai mici particule de aerosol nu mai intră prin ea. Dar fiți atenți, trebuie să urmăriți protocolul, să purtăm masca cum trebuie, pentru că da, prezentăm acea mască, dar dacă o vom ține sub nas, degeaba o ținem pe față. Deci nu o ținem aici, nu o ținem pe bărbie, trebuie acoperit nasul, trebuie acoperită toată fața și o punem după urechi. Aceasta este mască chirurgicală, nu este mască FFP, dar protocolul este același. Este foarte important să o punem deasupra nasului și în momentul în care o avem pe față, nu mai atingem cu mâna, pentru că acea mască este contaminată. După cel puțin jumătate de oră poate să fie contaminată cu aerosol viral, încărcat viral. Și atunci, dacă punem mâna pe mască sau tot învârtim în sus și în jos, mâna va fi contaminată, o vom pune pe suprafețe și acelea vor fi contaminate. Dacă vrem să umblăm la mască, masca din lateral se va da și jos și se va mobiliza. Deci asta, degeaba purtăm acea mască FPP dacă nu știm să o purtăm corect și nu știm să o manevrăm corect. Doamna doctor, arătați și cum, deși e simplu, dar merită, arătați și cum se poate mula masca pe nas în așa fel încât să nu ni se aburească ochelarii. Practic, folosiți acea antenă 5G care este în partea superioară a măștii, glumesc, bineînțeles. Da. Deci, e vorba de bucățica aceea de metal. Da, și la masca chirurgicală și la masca FPP există o bandă metalică, într-adevăr, care ne ajută să o pliem deasupra nasului și cât mai la baza nasului, sub bărbie și cât aici, imediat sub ochi. Și ochelarii, nu am ochelari acum, vor fi deasupra măștii și dacă ochelarii pur și simplu vor acoperi puțin din mască, atunci nu se vor aburi. Dacă va fi distanță între mască, masca va fi mai jos și ochelarii, se vor aburi. Deci acoperiți un picuț marginea măștii cu ochelarii și atunci nu se vor aburi. Deci, oameni buni, acesta este secretul mult căutat al purtatului de mască fără aburitul ochelarilor. Este testat de mine. Da, deci... noi ochelariștii care am mai trebuit să purtăm măști, îl știm de ceva vreme. Și nu uitați că dacă mișcați... acea tijă metalică ca să ia forma nasului, dă și semnal 5G mai bun. Bineînțeles că glumesc, dar nu pot să, nu mă pot abține, îmi cer scuze. O altă întrebare, da, uite, asta e o întrebare foarte interesantă. Care e riscul de a merge cu barca pe mare cu persoane străine? Trebuie purtată mască? Sau dacă nu poartă toți mască, suntem în pericol? Foarte important să știți, chiar dacă suntem în aer liber și suntem aproape de persoane, purtăm mască în perioada aceasta. Virusul acesta, uite, supraviețuiește și la căldură, supraviețuiește în multe condiții și se poate elimina aerosolul încărcat viral, se poate elimina și la 6 metri. Deci chiar dacă suntem afară și stăm la o distanță mai mică de 1 metru, mai mică de 2 metri, ar trebui să purtăm mască. Depinde barca cât de mică sau mare e. Dacă avem o bărcuță mică și trebuie să stăm lipiți unul de altul, cum mergi în delta Dunării pe șalupă, atunci eu voi merge zilele următoare, voi purta mască și eu și copiii.
dacă mergem în dita mai iahtul și ne distanțăm la cel puțin 2 metri, nu vom purta mască. Dar chiar dacă sunt, e vântul care circulă, cu atât mai mult vântul va elimina, va duce aerosolii mai departe spre persoana din fața ta. Deci, da, depinde foarte mult acea distanță socială de care tot zicem de atâta timp. Distanța socială este foarte importantă. Pe lângă mască este o metodă foarte bună de protecție. Păstrați distanța de cel puțin 2 metri, dacă nu chiar și mai mult. Deși când mergem în vacanță, alegeți-vă, dacă vreți să nu mai fiți anxioși și să vă relaxați cu adevărat, alegeți-vă nici o sejur într-un loc mai nepopulat, mai izolat. Și atunci veți fi bine și nu va trebui nici să purtați masca chiar de des. Că tot a revenit acest subiect, doamna Chițu, o întrebare de la cei care se uită la noi. E totuși important să mergem în vacanță, deși există aceste, mai mult sau mai puțin, în funcție de comportamentul nostru, riscuri de a lua COVID, și subliniez că în funcție de comportamentul nostru și de cât de riguros, cât de riguros respectăm regulile acestea despre care tot vorbim. Deci e important să luăm aceste zile libere și să mergem undeva în vacanță, în altă țară sau, nu știu, la mare, deci, sau altundeva? Sau e suficient o plimbare în parc, niște drumeții, ceva deci, așa mai aproape de casă? Pauzele lungi și dese cheia marilor succese. Deci, cu siguranță, pauza este necesară în condițiile date. Deja călătoriile în afara țării riscurile cresc pe măsură ce, nu știu, sunt țări cu un anumit număr de bolnavi și, deci răspunsul este da la prima întrebare. Primul nivel, răspundem da. Al doilea nivel este, cum a spus și doamna doctor, găsirea unui spațiu, a unui loc, a unui mediu cât mai propice, da? Fie că este cort, pensiune, rulotă, da? Deci un spațiu mai puțin, hoteluri cu multă lume, așa cum ați și vorbit mai devreme cu acele sejururi lor inclusiv, lucrurile astea ar fi de evitat cel puțin anul acesta. Și mai ales petrecerile de evitat. Petrecerile, nu mai zic. De o colectivitate. Da, astea ca altă activitate de recreere. Doamna Chițu, vă rugasem la început ca dumneavoastră să fiți cea simpatică și să-mi lăsați mie și doamnei doctor plăcerea de a fi antipatici și a sparge petrecerile. Dar da, nu... Nu, nu se poate altfel. Din păcate, suntem, facem un corp comun și lucrurile sunt serioase. Există ceea ce se numește disonanță cognitivă. Da? Adică când două gânduri sunt opuse, nu mai știm în ce să credem. Da? Noi avem tendința să credem în ceea ce știam noi, în credințele noastre preexistente, și prea puțin suntem dispuși să ne recunoaștem că greșim sau să adoptăm noi informații, pentru că trebuie să vă spun că schimbarea psihică sau mentală este foarte grea. Adică ajustarea cu masca, cu purtatul, cu toate regulile, restricțiile, noi le luăm, sunt niște informații foarte greu de tolerat, de fapt. Și gândiți-vă că, apropo de începutul ședinței webinarului de astăzi, gândiți-vă că la noi se mai suprapun și peste alte chestii, contexte social-politice, da? Supresia anterioară, comunistă, în care noi n-am putut să circulăm. Acum, iarăși, seamănă, dar nu e chiar același lucru. Și atunci se fac mici asocieri, prejudecățile, preconcepțiile anterioare sunt acolo, în noi, în mintea noastră. Păi iară nu ne primesc, mă, ăștia ca români, iar au ăștia ce au cu noi. Deci sunt lucruri pe care nu ne dăm seama, dar ele lucrează în mintea noastră. Da? O întrebare care văd că tot revine, e un subiect legat de măști, care tot revine, el a revenit și în webinarul anterior, așa că vă rog din nou să-l încercăm să-l lămurim. Vă citesc întrebarea: măștile din comerț numite nesterile ne pot afecta, deși sunt de unică folosință? Doamna doctor, haideți să lămurim odată pentru totdeauna ce e această poveste cu sterile, nesterile în privința măștilor, chiar a măștilor medicale pe care le purtăm. Ce înseamnă? Sunt sterile? Nu sunt sterile? Ce implică asta?
Steril înseamnă în momentul în care pui într-un aparat care se numește autoclav la 240 de grade și distruge orice bacterie, orice virus de pe instrument, de pe recipient și îl bagi într-o pungă care se sigilează perfect. Noi în spital avem instrumente sterile, într-adevăr. Când iei o mască dintr-o cutie, deci nu o mască pur și simplu că ai luat-o de pe raft, masca solitară, o iei dintr-o cutie închisă, nu are cum să fie perfect sterilă, dar este oricum mult, mult mai curată decât dacă ai luat o singură mască de pe raft. Nu poți să pui fiecare mască în această pungă de sterilizare în care cum facem noi cu instrumentele din spital care intrăm noi în operații sau consultăm. N-au de unde să se măștile care sunt confecționate în fabrică și sunt distribuite în farmacii. Deci aș baza pe măștile din farmacii făcute de producători specializați pe așa ceva, unde au metodele de dezinfectare a tuturor aparatelor cu care se fac aceste măști. M-aș baza pe ele că sunt mult mai curate. Nu sunt sterile perfect, într-adevăr. Dar cele din material? Cele din material nu au cum să fie sterile, dar dacă le speli, acele din textile, le speli cu apă cât mai fierbinte și le și calci, atunci aduci o temperatură foarte crescută la nivelul materialului și poate distruge o mare parte din virusurile și germenii care pot să staționeze acolo. Dar se știe că aceste măști medicale, chirurgicale sau FPP sunt cele mai bune în a proteja, în a reține acei aerosoli decât cele textile. Acele textile nu s-au făcut studii pe ele, pe când pe aceste măști chirurgicale și PPP s-au făcut studii clare și se știe clar că protejează. Deci aș recomanda astfel de măști mai degrabă medicale. Deci, practic, toate măștile pe care le găsim de cumpărat, că sunt în farmacii, că sunt în supermarketuri, nu sunt măști sterile. Nu. Ele sunt măști curate, evident, măștile chirurgicale sau medicale, fie cele care au această etichetă FFP2 sau 3, nu prea se găsesc în comerț, sau cele clasice care se poartă cu culoarea albastru colorată intensă în afară, nu în interior. Aceste măști, cum puteți să recunoașteți și să faceți diferența între măștile medicale, să le spunem medicale, nu chirurgicale, și cele croite din material, este că toate măștile medicale au 3 straturi, cel puțin unul dintre ele fiind din polipropilenă. Informația asta o găsiți pe cutie, mai puțin pe ambalajul măștii, trebuie să vă uitați pe cutie. Dacă masca respectivă nu are 3 straturi sau este confecționată din 3 straturi toate croite sau făcute din material, atunci acea mască nu este o mască medicală și vă protejează, ne protejează până la urmă pe toți în mai mică măsură decât masca medicală, care, cum spuneam, are cel puțin 3 straturi, obligatoriu unul din polipropilenă. O altă întrebare, de fapt să vă spun și o poveste așa mai antipatic fiind de felul meu. Ca un moș bodogănitor, am văzut în supermarket un tânăr domn care nu purta mască, deși o avea agățată de mână. Evident că m-am dus și l-am rugat să-și pună masca, așa foarte drăguț și neamenințător, și mi-a spus că nu poate, că are alergie și că este contraindicat medical. Nu vă spun ce i-am răspuns și vă dau ocazia, doamna doctor, să ne lămuriți. Există afecțiuni medicale care contraindică, afecțiuni medicale ușoare, evident, nu vorbim de boli cronice grave, care contraindică purtarea măștii? Nu. Nu. Altă întrebare, răspunsul e foarte clar, nu. Altă întrebare însă, și aici o să rog și pe doamna Chițu să intervină dacă crede de cuvință, dar dacă se simte cineva rău de la mască, nu o suportă deloc, ce să facă? Ce sfat aveți? În condițiile în care, repet, suntem aici 3 specialiști, nu există afecțiuni medicale comune care să fie o contraindicație pentru purtatul măștii. Dar dacă omul nu o suportă, se simte rău.
Aici cred că intervine mai degrabă doamna Chițu. Este psihologic treaba aceasta, e mental, trebuie să ne... Este mental, de aici vine. Da, un refuz mental. Și apropo de, există oameni într-adevăr cu obstrucții nazale, există oameni numeroși cu nas înfundat, mai ales în orașele mari. Ei, aceste cu diagnostic, noi le dăm diagnostic de rinită cronică ipertrofică. Din cauza acestui diagnostic, oamenii mulți ar refuza să poarte această mască, că nu poți respire pe nas și cu această mască și mai mult nu poți respire pe nas. Asta e rolul nostru al medicilor. Veniți la medicul specialist orelist, vă rezolvă problema de obstrucție nazală și atunci puteți să purtați mască. Dacă, și chiar dacă aveți o rinită alergică, că vorbeam de alergie, care poate să fie confundată cu infecția cu COVID, veniți și dăm tratament pentru acea rinită alergică și atunci aveți suporta masca. Deci nu ne lăsați la o parte și nu ne dați la o parte și nu purtați masca. Mai degrabă veniți la doctor, vă rezolvăm problema medicală care o aveți în interiorul nasul de obstrucție nazală și atunci voți purta masca. Da? Alt motiv de a nu purta masca este cel mental pe care o să vă Eu vreau să vă întreb în legătură cu astm. Sunt persoane astmatiforme? Da, există tratament. Există tratament. Orice problemă de sănătate, în principiu, se rezolvă cu tratament. Dacă vii la doctor, există și când e foarte cald sau e... probabil combinația de factori plus cei psihologici. Și atunci evităm căldura, evităm spațiile închise, evităm căldura. Sunt mulți care se plâng de transportul în comun, că nu pot să stea în vară, în sezonul acesta cald, în transportul în comun. Există și pașii, există și mersul pe jos, care face foarte bine. Sportul duce la sănătate. Adică putem să le dăm decât să dăm masca jos în autobuz și să contaminăm pe ceilalți sau să fim contaminați, ne dăm jos din autobuz și mergem o stație două pe jos și apoi ne urcăm în următorul autobuz. Așa aș face. Exact. Sau aș adăuga începerea treptată, da? Deci cu limitarea temporală. Da? Deci, ok, dacă totuși trebuie să intru să îmi fac o cumpărătură, să știu foarte clar ce am de cumpărat și atunci în acele doar 10 minute sau un sfert de oră maxim, cred că e și mult un sfert de oră, să știu la ce ore să mă duc totuși în magazin, să nu fie că se știe care sunt orele de vârf, și să limitez iarăși temporal, da? Pentru cei care refuză cumva pur și simplu purtarea acestei măști. Vorbesc nu de cei care ignoră cu bună știință, domnul Mixiș, deci nu cei care se opun din start purtării. Nu, eu vorbesc de cei care au o problemă psihologică mai degrabă cu purtarea măștii. Pentru că există și categoria celor care nu poartă din alte motive măștii. Da. Nu. Mai avem puțin timp și vreau să mai luăm încă două întrebări care mi se par relevante. Una dintre ele este cât pot supraviețui particulele periculoase în salteaua din pat draperia din camera de hotel și așa mai departe. N-am citit niciun studiu, sincer, acest lucru. Da, există. Încă nimeni acest studiu, cred. Pe saltele și pe draperii specific din hoteluri, nu. Dar au existat câteva studii în spații controlate legate de rezistența coronavirusului pe suprafețe. Da, asta, da. Deci vorbim de suprafețe, nu de... Da, și da. Această cât de mult rezistă el, depinde de temperatura din cameră și de umiditatea din cameră. Cu cât este temperatura mai jos, deci cu cât este mai rece în cameră și umiditatea mai mare, virusul va supraviețui mai mult pe suprafețe, poate să supraviețuiască și până la 3 zile. Cu cât este temperatura mai înaltă, atunci el va fi distrus. La 50 de grade e distrus în câteva ore. La 30 de grade e distrus în 12-24 de ore. Deci contează foarte mult. Cât este mai cald, poate trezită mai puțin. Nu cred că e niciun pericol legat de saltea, pentru că saltelele sunt acoperite, evident, de către așternuturile de pat, care sunt spălate riguros în hotelurile care se respectă, evident. Și o ultimă întrebare, numai puțin să aleg, da, dacă... care este intervalul de timp după o posibilă infectare în timpul, de pildă, a călătoritului cu avionul? Care este intervalul de timp la care testul PCR arată infectarea? 5-7 zile.
ar trebui să fie acest interval. Da, chiar și mai mult, vă puteți pozitiva până la 10 zile. Și haideți să mai luăm și ultima, care este durata recomandată de utilizare a măștilor FFP2? Cum am zis și mai devreme, că la măștile chirurgicale maxim 4 ore ar trebui, că după aceea se pot întâmpla. Sau până se umezesc, da. Până când se umezesc, da. Da, da. Bun, mulțumesc, vă mulțumesc, doamna doctor Apostol, doamna Chițu, pentru răspunsuri, pentru dialogul plăcut și foarte util, de altfel. Și nu uitați că putem călători în siguranță atâta timp cât respectăm regulile despre care am tot vorbit. Și înainte de a pleca undeva, verificați neapărat site-ul Ministerului Afacerilor Externe, unde sunt prezentate restricțiile pentru cetățenii români, restricțiile la călătorie sau condițiile la călătorie în țările din Uniunea Europeană și nu numai. Vă reamintesc țări unde există astfel de condiții, care au relevanță și din punct de vedere al vacanței: Grecia, Belgia, Ungaria, Norvegia, Austria, și verificați, pentru că datele sunt actualizate permanent. Mulțumim frumos, mulțumim și gazdelor de la MedLife și să ne vedem sănătoși. Mulțumim. Toate bune, la revedere. Vacanță frumoasă.